v-ați distrat vizionând acest filmuleț, iar acum va trebui să răspundeți la câte două întrebări de atenție. Prima întrebare pentru echipa galbenă. Șorții unui copilaș aveau un număr. 76. Bravo! Verificăm! Și acum prima întrebare pentru echipa verde. Dragii noștri, de ce culoare era balonul care a fost spart? Verde. Verificăm. Pentru echipa galbenă. Atenție! În odaie se afla un obiect care aparținea adulților. Despre ce obiect este vorba? Pantoful unei doamne. Verificăm! Deci încă un punct pentru echipa galbenă! Și ultima întrebare pentru echipa verde. Ce nu puteau împărți două fetițe? Cele două fetițe se certau de la rochie, nu puteau împărți. Era vorba de o sândăluță. Scorul la acest concurs este 2-1 pentru echipa galbenă. Dragii noștri, nu uitați, dacă ați filmat și dumneavoastră filmulețe Cazlei, trimiteți-ne caseta, adresa o cunoașteți. Hâncești 64, compania Teleradio Moldova, pentru emisiunea respectivă. Avem în cadrul show-ului o rubrică pe care am inclus-o cu scopul de a lansa tinere formații de muzică, tineri interpreți, pe toți cei care sunt drăgostiți de muzică. Iată și astăzi vom urmări două interprete tinere care urmează să vă cucerească inimile. Lumea! Prima interpretă care va ieși acum aici în fața dumneavoastră are doar 17 ani, dar cântă de la 4 anișori. În anul 2002 a devenit Miss Primăvară și Miss Simpatie, iar astăzi o vom admira toți. Iuliana! Melancolie, cu adevărat, doar acum am aflat.
urmărim pe cea de-a doua interpretă, care are la fel 17 ani, este foarte ambițioasă, este cochetă și are foarte mulți prieteni, dar cel mai bun prieten rămâne totuși mama ei, Alisa! Știi? Cred că am greșit ambii când ne-am despărțit. Dar totuși, nu pot să uit clipele petrecute împreună. Și am doar un singur gând. Un singur gând. S-a întors trecutul înapoi. Tu mi-ai promis că vom fi împreună și mereu vei fi doar al meu. Nu pot să uit de serile cu luna și zâmbetul timpului tău. Eu să uit, eu să uit ce a fost totul de-acum. Nu are rost. Mereu că mă iubești, dar eu știu, mă amăgești. Mă privești așa mirat. Să nu crezi că am uitat. Cântură! Alisa. Și acum publicul din studio va trebui să decidă cine dintre aceste două tinere interprete va deveni deținătoarea premiului mare al show-ului nostru. Dragii noștri, atenție, cartonașele albastre sunt pentru Iuliana și cartonașele galbene pentru Alisa. Votați acum! Iar noi vom afla rezultatele după publicitate. Lumea! Новинка от Эммонси. Наступила эра тканевой косметики. Уникальная тканевая маска. Антистрессовая, тонизирующая, подтягивающая. Эммонси, время для тебя. Моцарелла любимая, пицца супер отличным вкусом. Моцарелла спасение, когда хочется вкусного кушать. 4-4-4-5-5-5. Когда ты ощущаешь себя по-настоящему взрослым? Когда решаешь свои проблемы без помощи мамы? Когда ешь самостоятельно? Нет, ты становишься по-настоящему взрослым, когда выбираешь одежду по своему вкусу. Магазин Ниньос. Одежда для детей до 16 лет, а также для беременных женщин. Расти большой. Unul din sponsorii emisiunii noastre este filiala Chișinău a fabricii de frigidere Arctic Găiești România. Da, da, de ce? Zice că e zgârcită. Consumă foarte puțină energie electrică. Arctic înseamnă frigidere ca lumea. Arctic se gândește la buzunarul tău să nu rămână gol. Dragi prieteni, puteți deveni deținătorul acestui frigider dacă participați la concursul nostru.
Scrieți-ne cea mai trăsnită frază rostită de copilul dumneavoastră și la emisiunea a 10-a vom afla cine este câștigătorul, cui va aparține acest minunat frigider care se numește Arctic. Lumea gata să aflăm rezultatele concursului Scena Triumfului, dar înainte de asta să le invităm încă o dată în scenă pe cele două tinere interprete. Alisa! Iuliana! Alisa a câștigat 17 voturi. Și Iuliana 26.